Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Brașovul se schimbă aici pe brasovtv.com. Nu mai este mult, iar elevii claselor a 8-a vor trăi o nouă etapă a vieții lor și vor fi boboci, boboci de liceu. Emoții mari, bineînțeles că mulți deja știu unde vor să meargă, mulți încă sunt în dubii și se consultă cu părinții, cu profesorii și încearcă să-și găsească drumul. Noi o să încercăm astăzi să-i ajutăm să-și găsească un răspuns pentru viitorul lor, așa că alături de mine se află directorul Colegiului Național Andrei Șaguna, doamna Carmen Tănăsescu. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat această filmare aici, în acest colegiu deosebit al Brașovului. Noi vă mulțumim pentru invitație și pentru prezentarea școlii noastre. După cum spuneam, este un colegiu deosebit. Am fost în foarte multe școli și trebuie să recunosc că aici este un aer aparte, este ceva deosebit. Ce are deosebit acest colegiu și de ce ar trebui ca bobocii, viitorii boboci, să aleagă acest colegiu? Colegiul Național Andrei Șaguna a fost o sursă de inspirație pentru generații de oameni. În anul 1850 se înființa pentru prima dată un gimnaziu românesc pe aceste meleaguri. După acel an, an de referință pentru istoria României, de fapt, a început în această zonă a Transilvaniei un real focar de cultură care a devenit Colegiul Național Andrei Șaguna. Spunem focar de cultură și de educație pentru că este școala care a dat României nu numai valori deosebite, ci valori recunoscute. Este școala cu cei mai mulți academicieni din România, este o școală care acum dorește să ofere generațiilor viitoare un prim bacalaureat internațional. Deci noi spunem că legăm ceea ce istoria ne-a dăruit de ceea ce se poate întâmpla în viitor mai bine pentru copiii care vin înspre școala noastră. Spuneați ceva mai devreme de faptul că acest colegiu, această școală a dat foarte mulți academicieni, foarte mulți oameni de valoare pentru România și nu doar pentru România. Deci, cu siguranță, în momentul în care îți dorești să urmezi această școală, trebuie să știi foarte bine că trebuie să înveți. Aici nu prea există jumătăți de măsură. Este o școală care începe din clasa 5-a, deci invităm pe micuții de clasa 4-a să se pregătească pentru un examen, un examen pur și simplu simbolic, pentru că am dori ca mulți dintre ei să opteze înspre școala noastră pentru clasa 5-a. Avem o singură clasă, dar oricum noi vă așteptăm și sunt convinsă că cei mai buni dintre cei care vor dori să vină în această școală vor reuși să treacă peste acel examen. De asemenea, este intrarea în clasa a 9-a, mult așteptată de tinerii brașoveni care sunt absolvenții clasei a 8-a acum. Noi discutăm despre un profil care este, bineînțeles, teoretic. Avem uman și real, clase de matematică informatică, de știință ale naturii, biling franceză, intensiv engleză, respectiv o clasă de științe sociale, uman, bilingvă engleză. Dar, în afară de oferta, să zicem, tradițională, trebuie să vă gândiți că în momentul în care veți opta pentru școala noastră în acest an, noi o să ne regăsim în clasa 11-a cu o ofertă extraordinară care va fi bacalaureatul internațional. Suntem unica școală în curs de acreditare în acest sens din această parte a României. Discut acum despre toată zona Transilvaniei. Noi vom merge cu o ofertă pe BAC internațional, clasa 11-a a 12-a. Vor fi locuri suficiente pentru toți cei care vor dori să meargă pe o astfel de variantă, începând cu clasa a 11-a. Deci în momentul în care vă gândiți că în clasa a 8-a optați înspre o școală, trebuie foarte bine să vă așezați opțiunile, deoarece e important ca școala să-ți ofere o educație coerentă, o educație de înalt nivel,
dar totodată și o ofertă educațională care, iată, în cazul școlii noastre, este de nivel internațional. Este un concept nou acest bacalaureat internațional. Haideți să le spunem celor de acasă un pic despre ce este vorba și ce înseamnă de fapt acest bac internațional, cu ce este diferit față de bacalaureatul clasic pe care toată lumea îl cunoaște. În primul rând, trebuie să înțeleagă exact că ei pot să aibă ambele opțiuni, adică să susțină atât bacalaureatul tradițional, cât și bacalaureatul internațional, înspre care noi ne îndreptăm cu o parte dintre elevi. Acest bacalaureat internațional înseamnă, începând cu clasa a 11-a, 4 ore de curs pe zi, cursuri care vor fi în limba engleză, cursuri orientate către 4 discipline de profil real, respectiv 3 discipline de profil uman. Este vorba despre matematică, fizică, chimie, biologie, există posibilitate de alegere. De asemenea, eseu extins, teoria cunoașterii, creativitate, acțiune social, film și arte vizuale. Deci este o explozie de variante, un bacalaureat modern care se finalizează prin lucrări de cercetare, lucrări care vor fi jurizate internațional. Deci nu este un bacalaureat clasic în care ți se verifică strict niște cunoștințe punctuale la anumite discipline pe care, așa cum ne-am obișnuit până acum. În consecință, oferta fiind extrem de nouă și modernă, este atractivă pentru că este pentru absolut toți copiii care vor să învețe mai multe lucruri. Ce mă bucur foarte mult este faptul că se pare că învățământul din România începe să prindă o altfel de dimensiune. Oamenii încearcă din ce în ce mai mult să ajungă să fie ca afară, pentru că tot avem exemple cum este afară, vrem și noi să fim ca afară, vrem să venim cu idei noi, cu concepții noi de afară, și atunci se pare că și învățământul acela învechit, care din păcate în România încă este învechit, la noi aici la Brașov începe deja să prindă conturi și să facă pași foarte importanți. Acum trebuie să dăm totuși cezarului cei al cezarului. Învățământul tradițional românesc a fost și este de foarte bună calitate. Atunci când în mod real se face cu aplecare către școală și către elevi. De aceea noi nu excludem această variantă a clasicului, dimpotrivă o susținem, dar dorim să oferim și o altă formă de învățământ în școala noastră. Și vom reuși să facem acest lucru pentru că este o școală care permite. Este extrem de important acest fapt, mai precis permite prin elevii care vin înspre școala noastră și să nu uităm, permite și datorită profesorilor care efectiv doresc să facă acest lucru. Deci la ora actuală în școala noastră este, să zicem, o adevărată revoluție. Marea majoritate a colegilor mei, bineînțeles împreună cu mine, urmăm cursuri de acreditare în domeniile noastre pentru ca să putem să facem parte din acest proiect BAC internațional pe care l-am propus colegilor și care a fost extrem de bine primit. Putea să existe o respingere sau o rezervă. Nu am întâlnit acest lucru, dimpotrivă, sunt foarte mulți colegi care au avut opțiuni foarte curajoase. Deci oameni care doresc să se acrediteze, de exemplu, înspre film, înspre arte vizuale, care au, la ora actuală, predau limba și literatura română, de exemplu. Este un lucru extrem de important și anume faptul că există oameni care vor să schimbe. Asta este foarte important și faptul că profesorii încearcă să se updateze acestor noi vremuri și încearcă să nu rămână, ce spuneam puțin mai devreme, la acea școală învechită. Absolut. Și încă ceva, noi de ceva vreme, eu spun că am în urmă cu 7 ani, am început abordarea unor concursuri internaționale de altă factură. Nu spun că nu pregătim structura de olimpiadă școlară, pe care o apreciem în continuare, elevii noștri sunt performanți în foarte multe domenii. Dar suntem adepții concursurilor moderne, concursurilor noi, concursurilor de echipă, pe care le susținem și le pregătim. Și nu le pregătim oricum,
Noi avem chiar rezultate remarcabile la nivel internațional, mai precis sunt concursuri la ora actuală în lume care sunt reprezentate, deci România este reprezentată strict de echipele din această școală și nu numai reprezentată, ci și premiată. Respectiv, anul trecut, România, prin elevii acestei școli, a luat premiul întâi la concursul de științe organizat de marile academii medicale din lume. Deci discut acum despre facultățile de medicină. Am luat premiul întâi, devansând colegii noștri universitari. Este un lucru... Este cu adevărat o performanță, da, o performanță la care cu siguranță elevii acestei școli nu ar fi putut să ajungă dacă nu erau profesorii, să fie atât de dedicați, dar și laboratoarele performante pe care știu că dumneavoastră aici în această școală le aveți, pe care o să vă invit să le vedem puțin mai târziu, dar înainte de acest lucru o să vă las să vedeți un filmuleț cu prezentarea Colegiului Național Andrei Șaguna și revenim. In a world where everything continues changing at astounding speeds, Andrei Shaguna National College tirelessly keeps up with the times. With more than 800 students from both middle and high school, 5 study profiles, from mathematics informatics to natural and social sciences, over 50 teachers, more than 10 extracurricular clubs, and numerous project opportunities all over the world, Andrei Shaguna National College is an exceptional educational center that adequately prepares students for their future university careers in Europe and beyond. And these are only the numbers. Andrei Shaguna National College comes with heritage, being one of the first schools in Romania, with over a century and a half of tradition and innovation in education, with more than 49 graduates in the Romanian Academy, and with numerous crucial historical figures who studied in our school. Therefore, our college can be considered a terrific mix of history and elegance, with its prestige, innovative conferences, research-based project opportunities, international academic exchanges, world-class education and numerous traditions, our institution has been constantly dazzling in the national rankings for the past years. Our school values the education of its students, but also encourages them to fulfill their own passions, from debating on controversial topics and learning the basics of engineering through robotics to being part of the most prestigious choir in the country and playing team sports at a competitive level. Our students can prepare themselves for any kind of job out there on the market. But what does the future hold for Andrei Shaguna National College? Involvement in as many international partnerships and exchange programs as possible, and attracting international students to our school with our own competitions and exam opportunities. This is what Andrei Shaguna National College is currently all about. But discovery never stops, and neither does our desire for knowledge under the motto Literis et Virtuti. So, we are waiting for each and every one of you at Andrei Shaguna National College in Brașov, Romania. Sunt convinsă că imaginile pe care le-ați văzut puțin mai devreme v-au impresionat, nu are cum să fie altfel. Și după cum v-am promis puțin mai devreme de faptul că vom vedea și o sală de clasă, vom vedea și laboratoare, acum ne aflăm împreună cu doamna director în laboratorul de fizică și o să vreau să ne povestiți puțin despre ce putem vedea aici și ce pot învăța copiii aici. Este un laborator pe care l-am realizat în urmă cu 4 ani, împreună cu colegii mei de catedră, bineînțeles. Este conceput de noi în totalitate și realizat, inclusiv din punct de vedere financiar, prin sponsorizări la inițiativa noastră. Avem dotări, spunem noi, destul de moderne, multe dintre ele sunt însă și recondiționate din ceea ce avea școala noastră odată. Noi le iubim foarte mult, mai precis, dacă sunteți atenți, în vitrină puteți observa obiecte care au aparținut acestui liceu din perioada interbelică. Sunt perfect funcționale, deci avem un spectroscop din acea perioadă, avem o bobină care funcționează la fel
De atunci, telescopul este Zeiss și este dinainte de al doilea război mondial. Și este un laborator care îmbină foarte bine trecutul cu viitorul. Este un laborator funcțional, din păcate, datorită faptului că nu avem suficiente săli de clasă, dar vom remedia și acest lucru într-un interval de timp scurt. Nu putem să-l folosim ca laborator, el este folosit ca sală de clasă. Spre norocul acestui laborator, clasa care este în el acum este o clasă cu multă dăruire, sunt copii care chiar doresc să facă școală, în consecință îl protejează. Îl protejează și și respectă munca profesorilor care au încercat să dea ceva școlii. Spuneam puțin mai devreme că îmbină acest laborator trecutul cu viitorul și aici în spatele meu există o tablă specială, de adaptare. Trebuie să ne spuneți dumneavoastră. Deci am trecut printr-o perioadă nefastă, din păcate pentru noi toți, și am încercat să ne acomodăm în acest timp, de așa natură încât să putem să predăm și să fim și văzuți de către elevii noștri. În consecință, cele două table sunt două, ele sunt pe roți, pot fi mutate dintr-o parte în alta în această școală și pe ele se poate preda în spatele tablei cu imagine întoarsă de așa natură încât elevii să ne poată vedea la momentul în care discutăm problema prin sticla respectivă. Este un concept al nostru, al profesorilor de fizică din această școală și care s-a putut realiza. Deci să zicem că este un brand Shaguna. Este de fapt pentru ei, pentru elevii școlii și să zicem și pentru elevii din această clasă. Aș dori foarte mult să, pentru că suntem acum aici, să prezint un aspect special al școlii și anume acea calificare pentru olimpiadele naționale care în niciun an nu lipsește. Avem profesori de referință. Acum mă refer la un profesor special de biologie care are chiar în această clasă primii calificați la Olimpiada Națională pe care deja a început să-i pregătească. Asta face de ambuni. Și cu care o să stăm de vorbă și îi mulțumim că ne-a primit în ora dumnea ei și că i-am distrus un pic tot planul de astăzi. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Vă invit lângă mine și vorbeam puțin mai devreme și la începutul emisiunii noastre cu doamna director de faptul că sunt niște profesori foarte buni care se adaptează, ceea ce este foarte important pentru o școală și pentru niște elevi. Să-mi spuneți dumneavoastră cum este să fii profesor la Colegiul Național Andrei Shaguna? Bună ziua și doresc să spun de la început că este un mare noroc să lucrez cu oameni foarte dotați, dăruiți, pentru că ei sunt cei care vor duce lumea mai departe. Sunt oameni foarte capabili, lucrează cu multă dăruire, nu doar în cadrul orelor și foarte mult în afara orelor și tocmai de aceea putem face performanță și trebuie să spun că acești elevi care duc numele colegiului mai departe, încă de la început din clasa a noua au făcut performanță, s-au calificat și atunci la etapa națională. Pandemia nu ne-a dat voie să ajungem până acolo, dar calificați am fost și încă o dată anul acesta de fapt, valoarea și pregătirilor s-a văzut încă o dată în etapa județeană, când trei copii de la această clasă, vorbesc de Fabian Doboș, de Lupușorul Vlad și de Georgiana Buga, care s-au evidențiat în această etapă, care este una foarte grea, iar Fabian s-a calificat pentru etapa copiii națională. Pe care i-ați menționat sunt acum în clasă? Da. Pentru că vrem să-i și vedem dacă se pot ridica sau colegul meu să mă ajute să-i filmăm. Este și păcat de performanța lor. Poți să te ridici, te rog. Și toți, ați mai menționat încă doi elevi, dacă nu mă înșel. Exact, cu premii pentru etapa județeană. Perfect. Atunci o să vreau să stau puțin de vorbă și cu ei, cu permisiunea dumneavoastră. O să mai stăm de vorbă, dar o să te rog să iei puțin microfonul și să stăm puțin de vorbă. Știu că nu te așteptai, dar acum asta este. Ești un elev de top, ești un elev al acestui colegiu. Ce te-a făcut să alegi acest colegiu în primul rând?
În primul rând, bună ziua, și ce m-a făcut să aleg acest colegiu a fost, au fost sfaturile, în primul rând, ale persoanelor dragi, ale prietenilor. Mi-au spus că nu o să regret faptul că am venit la acest liceu și, credeți-mă, n-am regretat. Am profitat fiecare moment, mi-a plăcut foarte mult. Și... Ce-ți place cel mai mult în acest colegiu? Ce te-a atras? Ce te face să înveți? În primul rând, profesorii, pentru că sunt de top, și acest colectiv. Îmi iubesc colegii, sunt niște persoane absolut geniale. Care sunt planurile tale de viitor? După ce termini acest colegiu, unde te vei îndrepta? Către ce domeniu? Către medicină, sunt absolut sigur. Aici în România? Da, aici în România. Ești sigur? Da. Nu te răzgândești? Nu. În regulă, îți mulțumesc, o să te rog să-i dai microfonul și colegii tale. Bună și felicitări, în primul rând, pentru performanțele pe care le ai, și aceeași întrebare o să o am și pentru tine. Ce te-a făcut să alegi acest colegiu? Bună ziua și mulțumesc! La fel ca și colegii mei, am studiat mult înainte să aleg primele opțiuni pe care le-am pus după evaluare națională și mi s-a părut că Colegiul Național Andrei Șacuna mi oferă cele mai multe beneficii pentru viitor. Știam de laboratoarele foarte performante, biblioteca și resursele pe care ni le oferă și am spus că m-ar putea ajuta în drumul pe care urma să mi-l aleg. Ce sfaturi ai avea pentru viitorii boboci, pentru cei care sunt acum în clasa 8-a și încă poate nu știu exact care este drumul pe care vor să-l aleagă, care este școala care i-ar ajuta pe viitor? De ce ar trebui să aleagă acest colegiu? I-aș sfătui să încerce cât mai multe, să se înscrie în foarte multe cluburi, să încerce, să vadă dacă le place, pentru că asta contează și așa ajungi să vezi ce vrei să faci cu adevărat. Mai departe, care sunt planurile tale? Tot medicină. În România? Da. Mă bucur să aud acest lucru. Și o să vorbesc și cu cel de-al treilea premiant. Să-mi spui la fel ce te-a făcut să alegi acest colegiu. Bună ziua. Eu am ales acest colegiu, în primul rând, pentru orientarea spre performanță și ulterior am realizat cât de valoros e acest colegiu datorită profesorilor care au o implicare extraordinară. În momentele grele, ai simțit că profesorii sunt cei pe care te poți baza și te pot face să depășești momentele grele? Și aici ne referim, bineînțeles, în primul rând pe partea de învățătură. Cu siguranță, da. Planurile tale de viitor? Medicină sau medicină. Biochimie. În România? În România aș alege medicina, dar dacă aș pleca din țară, aș alege biochimia. Deci va fi o clasă de doctori, să spun așa, ceea ce nu este rău deloc. Îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faceți. O să continui cu dumneavoastră, o să vă rog să vă apropiați de mine, pentru că vorbeam de performanța elevilor și de faptul că profesorii sunt foarte importanți în ceea ce înseamnă performanță. Cum îi faceți pe copii să iubească școala? Pentru că vorbim de o perioadă și, din păcate, potrivit statisticilor, sunt foarte mulți copii care abandonează școala, care nu duc mai departe. Aici, cu siguranță, vorbim despre performanță, nu se pune problema. Dar cum îi faceți să le placă școala, să vină cu drag și să învețe și să facă performanță? Cred că totdeauna într-o comunicare există două capete, doi oameni importanți și relația profesor-elev. De foarte multe ori eu am avut de învățat de la elevii mei și nu ascund faptul că ei simulează de foarte multe ori în afara orelor de curs școala și au creat întrebări singuri, au totdeauna o colecție de întrebări. Și orele de specialitate continuă de foarte multe ori în afara orei din program. Pot să le dau totdeauna teză cu subiecte făcute de ei, care uneori mă depășesc. Deci au făcut o joacă din a învăța și știu că lucrul ăsta este foarte, foarte responsabil. Ei vor fi cei care, speranța noastră de mâine și speranța că vor face o lume sănătoasă și mai bună. Care este sfatul dumneavoastră pentru viitorii boboci? Să vină cu încredere, deși începutul este totdeauna greu, după aceea dezvoltarea este sigură. Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră de profesor și că ne-ați permis să vă stricăm ora, practic. Nu cred. Orice pas este... Nici măcar pandemia nu ne-a stricat orele. Am învățat alături de ei, am învățat online-ul de la ei,
deci foarte multe lucruri, de aceea elevii noștri sunt și de multe ori dascălii noștri și invers, relația este reciprocă. Vă mulțumesc tare mult și încă o dată. Pe dumneavoastră cei de acasă vă invităm să ne rămâneți alături pentru că nu am terminat aici în Colegiul Șaguna și vă arătăm și alte clase și alte laboratoare foarte interesante. Ne aflăm tot la Colegiul Național Andrei Șaguna de aici din Brașov, însă de această dată am schimbat locația și ne aflăm într-un laborator mai deosebit, pentru că este un laborator făcut chiar de elevii acestei școli și despre mai multe lucruri vom afla de la doamna director. Ne spuneați că este un laborator făcut de ei cap-coadă cu sponsorizări obținute de către ei, ceea ce mi se pare fantastic, plus că ei vin aici și lucrează în afara orelor de curs. Este într-adevăr un laborator pe care l-au conceput elevii. Ei au obținut sponsorizări și au început dotarea laboratorului cu ce aveau nevoie. Mă refer acum în special la partea necesară pentru a putea să construiască roboții în decursul anilor. De aici s-a participat la multe concursuri de robotică, este clubul de robotică, el funcționează întotdeauna sâmbăta, sunt elevi care vin pentru că acest lucru îl doresc, absolut nimeni nu îi obligă, este un concept al lor. Logic, sunt supravegheați de către profesorul de informatică, de către domnul Doru Modrișan, în general, dar absolut toată școala știe și îi apreciază. Pentru că ei ne reprezintă în concursuri internaționale, în diverse domenii, deci nu neapărat informatică, să zicem robotică, am mers și pe concursuri de astrofizică de aici, sau pe concursul tip CANSAT, deci construirea unui satelit artificial. Cu alte cuvinte, învață o meserie, învață să se exprime și, practic, își găsesc și verifică pasiunile. Ceea ce este extrem, extrem de important în condițiile în care tu vei dori să optezi înspre o astfel de meserie în viitor. Cu siguranță îi ajută foarte mult toată această practică și toată această joacă, pentru că ei practic se joacă, dar fac performanță prin joacă. Am putea să numim Da, dar se joacă la un alt nivel. Se joacă corect la un alt nivel. Anul trecut, de exemplu, am avut un robot pe care l-au construit tot ei, deci tot această echipă, și a fost un robot nu numai conceput și proiectat de el, ei, ci și turnat de ei. Deci au lucrat în imprimantă 3D și pur și simplu și-au turnat absolut toate părțile componente ale robotului după ce le-au conceput. Toți elevii acestui colegiu clar sunt de top, dar dumneavoastră îmi spuneați că aveți niște copii de aur pe care aș vrea și noi să-i cunoaștem și cei de acasă să-i cunoască și de ce sunt copiii dumneavoastră de aur? Da. Deci ei sunt Haideți copiii să ne apropiem de ei ca să îi și cunoaștem. Pentru că întâmplător atât Ioana Popa cât și Andrei Bucur Borcoman au reprezentat această școală în competiții internaționale. Ei au început cu IYNT-ul, unde este un concurs de științele naturii, unde au obținut locul 3 în lume, deci medalia de bronz. Deci și locul apoi, 3 mondial, da, cât de mult contează acest lucru locul 3 în lume. Da. Și pe urmă a urmat un salt extraordinar, deci anul trecut au obținut locul 1 la ISDC, deci este vorba despre un concurs de științe organizat de către facultățile de medicină din lume. Am luat locul 1 în lume, devansând practic toate facultățile de medicină care au concurat anul trecut. Ce performanță! Extraordinară. O spuneți cu o lejeritate, dar de fapt performanța aceasta este ceva neconceput de multe ori, exact pentru România. Deci noi am mers în acel concurs într-o variantă de preuniversitar, nu aveam multe speranțe, însă după rânduri și rânduri de fight-uri, până la urmă am avut cel mai mare punctaj din lume. Iar acum, spre marea mea bucurie, ne-am calificat la un concurs de fizică similar celui organizat de facultățile de medicină. Acesta este organizat de marile universități ale lumii. Sunt 19 țări calificate, printre care și România, care este reprezentată strict de școala noastră.
Felicitări, deci, ce pot acolo să spun. Vom lupta cu Universitatea Lomonosov, cu Oxfordul, luptăm pe fizică. Unde cu siguranță veți obține locuri la fel de bune ca până acum. Cu acordul dumneavoastră o să vreau să îi cunoaștem, să stăm un pic de vorbă cu ei. Bună ziua și ce pot să zic, felicitări pentru toate rezultatele obținute, pentru că cu siguranță nu este ușor ceea ce faceți voi. Spune-mi, te rog, cum este să fii locul 1 mondial și locul 3, să obții asemenea rezultate la asemenea concursuri dificile? Nu știu. Vă dați seama, ne-am bucurat foarte mult, a fost o muncă mare și grea în spate și cumva rezultatul a venit mai mult sau mai puțin neașteptat. Dorința noi, era, dar... Clar, bineînțeles, dar nu plecasem la drum cu așteptări foarte, foarte mari, pentru că știam că vom concura cu elevii din domeniul universitar, deci nu ne așteptam ca noi chiar să reușim să luăm premiul întâi. Și nu? Cum a fost în momentul în care ați realizat faptul că sunteți cei mai buni? Vă dați seama, ne-am bucurat, a fost... o fericire pe care o așteptam după foarte multă, multă muncă și, ce să spun, am plecat la drum mai departe cu dorința de a încerca și alte concursuri, de a obține și alte premii și de a duce numele acesta al școlii cât mai departe. Nu știu dacă cei de acasă sesizează modestia pe care o au, având în vedere faptul că sunt niște copii de top ai României și chiar ai lumii. Au reușit să obțină un loc unul mondial, s-au luptat cu mari universități, cu mari școli din lumea aceasta și totuși au reușit să obțină locul întâi. Cu siguranță este o adevărată performanță care nu trebuie trecută așa neobservată și modestia lor arată încă o dată faptul că oamenii buni, oamenii valoroși sunt modești. O să vreau să-l cunosc și pe colegul tău. Să spui numele tău, te rog. Andrei, Borcoman Andrei. Andrei Borcoman. Spune-mi, Andrei, cum este, același întrebare o să ți-o adresez, cum este să fii locul întâi? Dacă mă întrebați, pe mine este la fel ca și cum l-aș fi locul întâi, pentru că fac aceleași activități ca înainte, doar că muncesc un pic mai mult pe lângă școală la, pentru diferitele competiții. Te-a responsabilizat acest loc întâi? Simți așa o presiune că trebuie să demonstrezi și mai mult și că trebuie să te menții acolo? Sincer să fiu, nu prea, pentru că pot spune că am mers la concursul ăsta în principal ca să trec de încă un challenge, să zic așa, pentru că am învățat foarte multe și a trebuit să rezolvăm acele probleme. Faptul că am rezolvat problemele acelea foarte bine mi-a dat un fel de încredere în mine, dar nu simt acum nicio presiune, nu. Noi ne aflăm acum în acest laborator de care am spus puțin mai devreme că este un laborator făcut de voi 100%, este pasiunea voastră, este munca voastră aici 100% și plus că veniți în timpul vostru liber. Practic nu chiuliți de la vreo oră ca să veniți aici să faceți performanță. Faceți performanță în timpul liber. Și o să vă rog să ne arătați puțin locul vostru de joacă, vreau să-l numim un pic așa, pentru că aici vă jucați, dar cum spunea și doamna director puțin mai devreme, este o joacă la un alt nivel. Corect, și corect. Vreau să-mi spuneți un pic că am văzut că este un robot făcut de voi. Haideți să mi-l și arătați și să-mi spuneți de fapt ce face acest robot și în cât timp l-ați realizat. Sigur. Deci cu acest robot am participat la concursul First Tech Challenge, care este organizat de 6 ani. Iar jocul se schimbă în fiecare an. În fiecare an trebuie făcut un alt robot care are alte scopuri. Anul acesta scopul robotului este să ia cuburile din pătratul acela alb și să le pună pe acest turn, după cum sunt puse aici, dar și să învârtă acest carusel cu roata. Așa, astfel încât rața aceasta să cadă dacă este învârtit. Deci asta face aparatul? Asta face aparatul. Putem să vedem și noi? Sigur. Hai să vedem și noi. Hai să vedem și noi cum. Și în cât timp ați reușit să realizați acest robot? Muncim la el de la începutul anului și... a fost chiar... Începutul anului acesta? Începutul anului școlar. Școlar. Și ne-am pregătit intens, am făcut proiectare 3D, am făcut printare 3D a unor anumite componente, am făcut partea de asamblare, am făcut partea de programare, deci absolut tot ce vedeți aici este lucrat de noi și de echipa noastră. Câte persoane ați lucrat la acest proiect? 10 plus. Deci, da, în fiecare weekend ne reîntâlneam și mai făceam câte ceva. Și vă ambiționați practic să duceți la bun sfârșit acest proiect. Bineînțeles, da. Acum mai e ceva de lucrat la el sau este în forma finală?
Este în forma aproape finală, bineînțeles, îmbunătățiri se pot aduce mereu și mereu putem găsi lucruri de îmbunătățit la mecanisme, dar în principiu e cam în forma finală. Bun, acolo merge treaba? Merge. Ia să vedem ce facem aici. Se joacă în doi. Gata, dați acum. Acum o să mutăm rățușca. Pe acesta. Da. Joacă și doamna directoare? Da, se joacă doamna directoare, după cum puteți vedea. Acum reușim să mișcăm rățușca aceea. Și încă un pic. Așa. Deci acum am reușit să mutăm rățușca și va trebui să mai punem și un cub pe acel tur. Deci scopul a fost ca această rățușcă să cadă de pe... Exact, să cadă de pe acel carusel. Da. Bun. Și mai departe, cubul de jos trebuie pus pe suportul respectiv. Trebuie pus acolo sus. Așa, haideți că zic acum. Deci în primul rând să apăsați pe ăsta. Da. Ăsta aici, așa, să mergem jos. Eu o să merg la cub și acum... O să vă rog să apăsați pe butonul ăsta. Așa, da. Ăsta aici așa. Așa, bun. Acum ridicăm cubul în sus. Da. Așa, și eu încă un pic. Așa. Pardon. E în regulă, stați liniștită. Și profesorii învață de la elevi. Tocmai ce vorbeam puțin mai devreme. Așa, încă un pic. Și acum eu voi merge aici așa și voi pune, o secundă, cubul, așa, și așa se pune cubul acolo. Super, perfect. Mai greu, dar robotul e funcțional. Super, felicitări pentru tot ceea ce faceți, cu siguranță este o performanță și chiar sunteți niște elevi și niște copii de top. Nu vreau să închei această emisiune până nu vă întreb care sunt planurile voastre de viitor. Da, grea întrebare. După ce termină acest... Sincer, încă nu știm, nici eu, nici el, nu suntem încă 100% deciși. Pe noi dintotdeauna ne-a pasionat domeniul acesta al științelor exacte, inginerie fizică, informatică, matematică, toate combinate, întrucât, după cum ați observat, e asemenea roboței din noi. Practic, asta ne dorim să facem și mai departe. Noi, într-un fel sau altul, prin aceste concursuri, am atins, sau cel puțin am experimentat puțin zona asta de cercetare și ne-a plăcut foarte mult. Și credem, poate, că într-o zi vom ajunge să facem și cercetare la un nivel adevărat, să zic așa. Dar, momentan, ne orientăm spre o facultate în străinătate, dorim o educație cât mai înaltă. Și poate la un moment dat ne vom întoarce în țară ca să, nu știu... Unde te-ai gândit în străinătate? Ce țară ai alege? Noi acum ne gândim la Statele Unite și la Elveția, în principiu, și Germania. Sau dacă nu Olanda, dar în principiu considerăm aceste opțiuni, Europa și Statele Unite. Să înțeleg că colega ta a spus ceea ce vrei să spui și tu, aceleași opțiuni le ai? Da, le-a spus foarte bine, aceleași opțiuni sunt și pentru mine. Probabil nu chiar același domeniu, aceeași facultate, dar locația universității, da. Și ai vrea să te reîntorci în țară? Acum, la momentul actual, aș spune că da. După ce voi studia în afară, nu știu. Te mai gândești. Da, mă mai gândesc. Vă mulțumesc tare mult pentru toată această demonstrație și felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Doamna director, vă felicit din suflet pentru tot ce realizați în această școală. Cu siguranță ne-ați dovedit încă o dată că este o școală de top, cu elevi de top, unde performanța este la ea acasă. Noi vă mulțumim. Vă mulțumim în primul rând pentru idee, pentru prezentare și... Să nu uitați, tineri absolvenți de clasa 8-a, Șaguna vă așteaptă. Vă mulțumim tare mult, vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă care ne urmăriți în fiecare zi. Până la următoarea ediție a emisiunii Brașovul se schimbă, vă doresc multă sănătate, toate cele bune, aveți grijă de dumneavoastră.